Adam și Eva, păcatul strămoșesc. În rai, Dumnezeu l-a îndemnat pe om să postească. Știți voi ce poruncă i-a dat? Cu siguranță că știți că Adam a primit de la Dumnezeu porunca să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. A dat apoi Domnul Dumnezeului Adam poruncă și a zis, din toți pomii din rai poți să mănânci. Iar din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Cu toate că în rai era armonie de plină, exista cineva care nu vedea cu ochi bun comuniunea dintre om și Dumnezeu. Știți voi despre cine este vorba? Este vorba despre diavolul, care și Red s-a preschimbat în șarpe și a mers la Eva. Aceasta primise porunca indirect de la Dumnezeu, din intermediul lui Adam. Iar diavolul, profitând de libertatea oferită de creatorii, a insuflat neîncrederea în Dumnezeu, spunându-i, Dumnezeu a zis el, oare să nu mâncați roade din orice pom rai? Iar femeia a zis către șarpe, roade din pomii raiului putem să mâncăm. Numai din rodul pomului, celui din mijlocul raiului, ne-a zis Dumnezeu să nu mâncați din el, nici să vă atingeți de el, ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis către femeie, nu, nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Ce credeți, voi, că trebuiau să facă protopărinții noștri, Adam și Eva, după ce au păcătuit? Aveți dreptate! După ce au greșit, ei trebuiau să recunoască și să-și ceară iertare, ceea ce trebuie să facem, și fiecare dintre noi atunci când greșim. Din păcate. Ei au aruncat vina pe altcineva. Astfel, Eva a dat vina pe șarpe, adică diavol. Adam a dat vina pe Eva și în pe Dumnezeu. Din acest motiv, Dumnezeu i-a izgonit din Rai. A pus la ușa Raiului doi heroini cu săbii de foc. După aceasta, Adam și Eva au început să îmbătrânească și au înțeles că vor muri. Deci, moartea este consecința neascultării. Proto părinților noștri, Adam și Eva, de porunca lui Dumnezeu. Știți voi cum se numește acest păcat săvârșit de Adam și Eva? Acesta poartă denumirea de păcatul strămoșesc. El se iartă prin sfânta taină a botezului, în urma căreia devenim creștini, adică membrii ai bisericii lui Hristos. Înainte să fie izgoniți din rai, Dumnezeu le-a făgăduit lui Adam și Eve venirea unui răscumpărător. Dușmănie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul. Această primă veste bună se numește Protoevanghelie și se regăsește în Sfânta Scriptură. Știți voi cine este sămânța femeii care a zdrobit capul șarpelui? Sunt sigur că știți că este vorba de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a luat asupra sa toate păcatele omenirii pe care le-a răstinit pe cruce. Mântuitorul, prin învierea de a treia zi, după ce a biruit pentru totdeauna iadul și păcatul, după ce a eliberat pe Adam și Eva din ghenă, a dat posibilitatea mântuirii întregului neam omenesc. Să recapitulăm. Cum se numește pomul din care a mâncat Eva nesocotind porunca dată de Dumnezeu? Pomul se numește pomul cunoștinței binelui și răului. Ce a săvârșit Eva atunci când în rai nu asculta porunca dată de Dumnezeu? Eva împreună cu Adam au săvârșit păcatul strămoșesc. Prin ce ni se iartă păcatul strămoșesc și devenim creștini? Noi, oamenii, devenim creștini și astfel ni se iartă păcatul strămoșesc prin sfânta taină a botezului. Cum se numește prima veste bună dată de Dumnezeu protopărinților noștri? Protoevanghelia. Care este consecința săvârșirii păcatului strămoșesc? Consecința păcatului strămoșesc este moartea. Ca și temă de reflexie, scrieți pe caiete o compunere cu titlul Adam și Eva, Păcatul Strămoșesc. Folosind informații cuprinse în această resursă educațională deschisă, ținând seama că primii oameni sunt proto noștri.